și bine pe fly. Toată seara ne aflăm aua, să avem un permit de bană. Voi să acum și două zboare. Tenisita noastră, oaspetă, ea este Stella Bizdu. O știți ori nu, o știți Stella Bizdu, știu că sunt multe lucruri, ți nu le știți de ea. Stella Bizdu, vă să zic că este religie, sunt o tetene și iar sunt o orfane din inta tău, din inta mușutească a sufletului tău. Și eu mult, mult tinisită și mult hârsită că ajuns în ziua de azi, așa cum ajunsem cu tine, n-am visat de noi și cu aici să mușați cele neam. Vrem să știm prota care este Stella Bizdu, ama sunt lucruri cunoscute de ea. Am mine voi, Tora, zbuțeam ninte acel cadru de dadă armână. Voi să o cunoștem Stella Bizdu Tora seara ca dadă armână. N-am zis de noi, sunt o mulță cilimeani. O vizui Stella Tucaturii cu cilimeania ei. Și să achisim prota cu Ghine Vineș. Ghine va plai. Și mă cam înduiam mine așa să adrăm în prezentare ție asti data armână și te ți o acrimai Stella Maxus, voi să avem prota, o nănică fitică, Maria Popazu, cu una poezie, să ne descridă aceste moabete. Lalu valea, valea uelii, cât o mață n-a de-a luni. Iute dusturma, picurare. Și eu de bun. Eu mi-ți duc o răzbătate, că nu știți la cășeni. Vintul suflă și nu-ți abdu cândiții de fluiere. Pentru că vreau să salut în sală prezența domnului profesoare Floarea Calenic, că ne onorează cu prezența dumneaei, am să spun că această întâlnire în care am invitat-o pe Stella Bizdu, am invitat-o în primul rând în calitate de mamă armână, ea a fost tot timpul înconjurată de copii, de copiii ei și nu numai, de aceea am și ales să aducem aici acești frumoși copii și să începem cu ei, pentru că ei sunt sensul vieții noastre. Stella, bine ai venit! Corina, îți mulțumesc pentru prezentare. Prezentarea multul și-a dat inima, dragi. Vă mulțumesc cu șava o că venit în Tora Searaua și în special copiilor. Mulțumesc că venit, copii, și succes, nu aveți emoții, da? Nu. Caman. Voi să întreb, Tora, care e tine Stella Bizdu? Eu, Stella Bizdu, eu una fată armână. Părinția mei, nu știu dacă știți, sunt de loc de Oali, Tulcea, fuzir acum 50 de ani. Mi-a spus asta, eu azi vrăsc cu jumătate, deci nu cunosc toate cuvintele. Poți să vorbești cum îți vine mai bine să înțeleagă toată lumea. Da. Acum 50 de ani au plecat bunicii și părinții mei de aici. Sunt de loc din Lăstuni, din partea tatălui, părinții din partea tatălui și bunicii mei respectiv. Iar mama provine din localitatea Nicolae Bălcescu, tot județul Tulcea. Pașchioi. Pașchioi și Hagilarea. Normal, am rădăcini de Hagilarea. Pot să spun că m-am născut la București. În ce lună te-ai născut? Sunt curioasă. Luna mai. Pe cât mai? Pe 28 mai sunt născută. 1983. Da. M-a interesat ce zodie ești și nu întâmplător ce trebuie lucrul acesta. Da. Ce, cum a fost viața ta după ce te-ai născut? Unde ai copilărit? Ce, care a fost parcursul ei? Din păcate, nu am
copilărit la hoară, adică eu n-am avut o hoară, n-am putut să mă bucur ca alții să meargă la Hagilare, pentru că ei mei deja plecaseră în București și nu mai aveam niciun contact aici, a lăsat casa tot. Și la București, la marginea de București, aveam era un cutar, Alibaba Sultă, sora al pap, de Hagilare așa, care unde ținea și papul cheii sau afacerii cu care era, le-a dat el cu tata și acolo mizeam noi, pideam oile, căparile, văzile, muștele care mi-am. Adică se ocupau? Nu aveam, nu neși la hoară, dar la marginea orașului, întâmplător, era un cutar cu oile Alibaba Sultă. Acolo, adică vrem, nu vrem, rămâne până la urmă tot populația tradițională și-au păstrat-o. Da. Pentru că știm că am fost un popor și migrator și pastoral și nu ne este rușine de lucrul acesta. Nu ne este rușine, ne mândrim cu asta. De ce nu? Bun, ai crescut după aia. Părinți că te-am dat la școală. Da. Tatăl meu m-a sprijinit foarte mult și mi-a urmat pașii. Chiar a insistat ca după facultate să urmești un master, lucru pe care l-am și făcut. Între ce domeniu? În turism. Am terminat facultatea de turism și ulterior am absolvit un master în managementul afacerilor comerciale. Am lucrat ca și ghid turistic o perioadă pe limba spaniolă, dar asta însemna că trebuie să stau mai mult timp plecată de acasă și nu mi-am dorit. De aceea mi-am început cariera în domeniul bancar, unde am lucrat aproximativ 7 ani de zile. Ulterior a fost chemarea Agliei, să spunem așa, sau întoarcerea la rădăcini. L-am cunoscut pe Mihai și m-am mutat în Tulcea. Și am lăsat Bucureștiul pentru Tulcea. Da, păi simțeam că trebuie să mă întorc aici, dar părinții mei sunt de aici, de ce nu aș locui și eu aici? Uneori în viață vine un moment de, eu l-aș numi maturizare. Nu știu dacă este bun sau rău, nu știu dacă trebuie să se întâmple sau nu, dar foarte mulți dintre noi, la o anumită vârstă, de multe ori ni se întâmplă după ce pățim ceva, de pierdem un părinte, de exemplu. Bunici poate mai puțin, dar în general când îți pierzi un părinte, pot să spun așa din experiența apropie, parcă ceva te atrage mai mult în partea aceea și poate că... Da, eu l-am pierdut pe tata, sprijinul meu. N-am știut. El mă sfătuia tot timpul și de la 22 de ani pot să spun că am devenit capul familiei și am devenit independentă și responsabilă. Luasem chiar și un al doilea job, lucram în paralel cu, ca make-up artist, obținusem niște diplome. Era o pasiune de-a mea și m-a ajutat și foarte mult treaba asta, financiar vorbind. Ne-am descurcat cum am putut noi, fără mea era deja măritată când l-am pierdut pe tata. Rămăsesem eu cu mama și ne-am descurcat, na, ce pot să zic. De la 22 de ani pot să consider că sunt independentă și întotdeauna mi-a plăcut să fiu așa, pentru că așa am fost crescută de mică. Cel puțin tata așa îmi spunea, să nu întind mâna la can, eu știu picioarele mele. Da, mai rar în familiile de armări, ca fata să fie independentă la așa o vârstă fragedă. De obicei, la 22 de ani, părinții, nu știu, probabil se oferă a doua mașină sau se gândesc că e cazul să te căsătorești. Primisem și o mașină, scuză-mă că te întrerup, dar trebuie să spun. Înainte cu 2 zile să îl pierd pe tata, îmi luase și mașină și a venit cu mine, practic, ultima dată, el stătea în dreapta și o conduceam și îmi dădea niște sfaturi pe care nu o să le uit niciodată. O luase pe un drum greșit și mi-a spus data viitoare să o iei pe drumul știut, pentru că ăla e cel mai scurt. Vorbeam mai, nu știu, poate simțea ceva. Bine, am făcut infarct și nu avea probleme cu inima. S-a întâmplat dintr-o dată, nu-i spunea că este răcit. Dar
În, în ziua aia mi-a zis, vezi că ăsta e ultimul plin pe care ți-l fac la benzină, de acum înainte să-ți faci singură, deci mai așa vorbea. Și nu înțelegeam, ziceam, da, da, tată, bine. Adică eram alintată, eram benzina casei, tot timpul când aveam nevoie de ceva, mergeam la tata, cui să-i cer. Și după ce l-am pierdut, ne-a lipsit foarte mult și încă îi simțim lipsa de un tată, nu se uită niciodată. Tata, în mod special în cazul tău, este cel care probabil te-a învățat să nu greșești drumul niciodată și să mergi tot timpul pe calea cea dreaptă. Și probabil că asta face de acolo, cu siguranță, în continuare. Eu nu cred în poveștile acestea, că ei sunt acolo și ne veghează și nu cred, dar se întâmplă niște lucruri care nu sunt întâmplătoare, scuzați repetiția, și din ceea ce povestești și este foarte impresionant, sunt convinsă că este persoana care te aduce pe calea cea dreaptă și până întotdeauna. Da, așa. Da. Aș face o mică pauză, să invit pe Cristi și Erisa Mișericu, care ne vor ține un moment poetic. Sunteți gata, copii? Da! Poftiți! Părăcării Tahina, Doamne, noaptea trecut și acum mari arhati, a Tău anghel e mult durut, năziglia noastră miati. Iara? Cristi? Iara? Iara, du. Iara, Doamne? Iara, Doamne, s-a adus. Lucrăm până de seară și mai trist și bărbun, dar atas și bambar. Am vorbit mai mult în limba română, pentru că este prezent în sală, cum spuneam, și doamna profesoară Floarea Calenic, care cunoaște parțial povestea Stelei și am vrut să înțeleagă ceea ce spune și Stela și sunt sigură că sunteți de acord cu mine în situația în care suntem acum. Aveam multe întrebări să spun, nu mai știu cu care să încep. Aș începe ca să revin la copilărie, că aici ne aflam. Mă gândeam, când erai încă adolescentă, când erai mai tânără, să spun așa, ți-ai dorit să devii ceva anume în viață? Dacă ceea ce ți-ai dorit tu când erai adolescentă este exact ceea ce ești acum, sau s-a schimbat ceva pe parcurs? Ca orice copil, doream să devin doctor. Sigur, doamna doctor, aici de față. Nu s-a întâmplat. După care mi-aș fi dorit să devin cântăreață. Îmi place foarte mult muzica și când eram mică, tata ne cumpărase mie și surorii mele un microfon și o cameră de filmat. Și tot ziua mi-e filmam, cântam la microfon, băgam pisorii mele să mi-e filmează sau mi-e filmam singur și după aia mă trăiam la casete, văd cum cântai, văd cum descurcai, dar îmi place și la rând îmi place să cânt. Ca orice, ca orice fetiță care se vizează artistă, cred că nici o fetiță, nimeni la vârsta adolescenței sau copilăriei nu a visat măcar o dată că ar putea deveni artistă. Sau, mă rog, doctoriță. Acum avem o altă curiozitate. Văd că ești destul de greu de prins. Dar tot ești plecată, ești ocupată, ai ceva de făcut. Voiam să te întreb cu ce te ocupi acum. Nu, Corina, pentru simplul fapt că sunt născută în București și acolo i-am pitut toată familia, nu taipa, taipa iaua, toată soia, nu mai merg la București, sau Leonescu, dacă am mai multe lucruri de adrarii, reușesc să rezolv mai multe probleme în ghilimele. Am mai multe proiecte. Momentan mi-ocup de partea asta de creator de conținut.
fără zboi de venia asta, pentru că eu vreau să un exemplu pentru oameni, de simplul fapt că după o tragedie sau o cumpănă, poți merge mai departe cu capul sus și nu trebuie să ne plângem și să luăm de la capăt cu putere, pentru că dacă noi avem să fim triști și supărați și ceilalți din jurul nostru vorbi la fel. Și asta voi să dar. Și de-aua, mai multe branduri, mai multe firme de contactar își doresc neg la conferințe, pitrechei, am diverse proiecte, cadouri mai adar pe Instagram și pe Facebook, colaborez cu ei și îmi place oricum foarte mult partea asta, că nu e că să-ți visam să-i pe scenă, dar dacă tot s-a întâmplat Siba și cu ține se întâmplă Ania, nu pot decât să mă bucur și chiar mă ajută și pe mine să neg mai departe, să văd mai departe și să privesc viitorul cu ochi frumoși buni. Pentru că ai niște ochi foarte frumoși. Nu vorbesc la aspectul fizic neapărat, frumos ca și sufletul tău. Poate motivul pentru cine nu știe, pentru care am dorit să o avem pe Stella în fața noastră astăzi, este pentru că noi deja știm și suntem convinși că este un exemplu pentru noi toți. Poate n-aș fi vrut să aduc în discuție acest subiect, dar trebuie, se pare că nu atât să o ocolim, adică nu trebuie să ne ascundem de ceea ce nu ne place sau nu ne convine, pentru că fac parte din viața noastră, este un exemplu pentru noi toți și se pare că exemplul ei nu a rămas numai la acest nivel de comunitate sau de oraș. Se pare că acest exemplu a Stelei a depășit granițele județului nostru. Cum spuneam mai înainte să începem întâlnirea, ne plângem uneori de cele mai mici neplăceri care ni se întâmplă, fie ele întemeiate sau neîntemeiate, pentru că așa ni se pare nouă că suntem neîndreptățiți sau suntem bătuți de soartă sau nu ne merg afacerile așa cum dorim sau nu arătăm așa cum dorim și facem din asta o tragedie. Probabil că dacă o să dispară Facebook-ul și internetul, o să suferim mai tare, că nu mai are cine să ne vadă, că așa se poartă acum. Da. Da? Ei, iată că, în ciuda faptului că Stella a trecut printr-un moment de cumpănă, cum spune ea, ne demonstrează că există viață și dincolo. Și uneori există viață care te face să te mobilizezi mai mult, eu așa te văd, să te mobilizezi și îți da acea putere de care poate nu te credeai în stare. Eu sunt sigură că poate tu nu te credeai în stare de această putere. În general, oamenii își ascund neputințele, își ascund în sânul familiei, nimeni nu vorbește despre lucrurile astea. În față trebuie să se știe că totul este ok. Iar Stella a știut să facă din acest moment al vieții ei, știu eu, o a doua viață. Pentru că se recunoaște, te-ai născut a doua oară. Și eu cred că Dumnezeu nu întâmplător te-a lăsat să te naști a doua oară, pentru că vorbeam de Tada Armână și cel mai mult m-a impresionat la tine, după această renaștere a ta, că tu ai născut a doua oară și o fetiță. Să-ți trăiască! Să-ți trăiască! De frumos ai vorbit! Nu! Mai continuă! Eu încerc, nu ne-am pregătit, aceste cuvinte nu mi le-am pregătit, pur și simplu, încerc să analizez această situație și vorba mea pentru oameni a fost întotdeauna, nu te plânge, să nu te plângi de ceea ce ai, mulțumește lui Dumnezeu că ești întreg, că ai două picioare, două mâini, doi ochi, am mai spus lucrul acesta, te poți deplasa, poți să gândești și așa ești unul fericit. Restul toate sunt trecătoare. Exact. Asta am și făcut, am fost tot timpul deschisă cu traseul meu, fizic și psihic. Și chiar dacă mi-a fost greu, dai seama că nu mi-a fost ușor, o lungă perioadă de tratament, pastile și așa mai departe, controle, psiholog, psihiatru, nu-mi doream să ies din casă, nu-mi doream să mai ies din acei patru pereți
mai departe. Nu mai vreau nimic. Însă, cu timpul, mi-am dat seama că Doamne ferește, putea să fie și mai rău. Copilul este aici, avea 2 ani jumate. Sora, nepoatele mele erau cu mine în mașină, deci și pentru asta îi mulțumesc Dumnezeu. Și faptul că mi s-a întâmplat mie asta, eu sunt cea mai puternică și eu reușesc să trec peste. Bine că nu a fost, Doamne ferește, altcineva în locul meu și de aici am început să îmi dau seama că am pentru ce lupta, am pentru ce trăi, am un soț care îmi este alături și pe socrul meu aici de față, care mi-a luat mașină după accident pentru că aceea era doamnă. Deci te-a alindat în continuare. Da, bine, un an de zile n-am mai condus, nu simt, cu toate că nu s-a întâmplat, știți foarte bine, nu mă aflam în trafic, dar am avut parte de sprijinul tuturor. Apropiați, rude, prieteni, oameni cunoscuți pe care nu i-am văzut în viața mea, îmi scriau mesaje de încurajare. Și asta mi-a dat mie încredere și am căpătat ușor-ușor încredere în mine și timpul a fost cel mai bun medicament. Și ulterior am dat naștere și unei fetițe pentru că asta ne doream. Ne doream ca familia noastră să fie formată din 4 respectiv un băiețel și o fetiță și îi mulțumesc lui Dumnezeu și pe această cale pentru că mi-a dat ce mi-am dorit. Și copiii sunt cele mai mari comori. Dacă îi avem sănătoși și suntem noi sănătoși, nu mai contează restul, că îmi dau seama că ne dorim lucruri materiale, chiar și eu îmi doresc lucruri materiale, acelea sunt superficiale. După accidentul acesta mi-am dat seama că importantă este sănătatea, pentru că Cum spuneau bătrânele, exact, m-am vorbit noi afară. Nu, când eram mică nu înțelegeam câte moașii zic, hai sănătate, sănătate. După cumpăna asta, înțeleg foarte mult și chiar și eu vorbesc așa, multă sănătate vă doresc și chiar o și simt din inimă și transmit treaba asta, pentru că restul se fac. Spuneai că multă lume te-a sprijinit și ți-a fost alături și aș vrea să subliniez faptul că, în primul rând, tu ai fost acea persoană sprijinită care nu i-a dezamăgit. Pentru că, în general, în anumite situații de cădere, când ți se dă prea multă atenție, atunci apare momentul în care, cu asistența de față, de fapt, te cazi mai mult, te plângi, are cine să te vadă. Eu nu voiam. Este foarte importantă. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu în centru atenției, mai ales incapabilă, așa cum eram 4 luni de zile, cât am fost nevoită să-i accept ajutorul lui Mihai. M-a cărat în brațe 4 luni de zile, deci eu nu puteam nici să mă ridic să-mi aprind lumina, să-mi deschid fereastra dimineața. A fost cumplit pentru mine și eu fiind o fire independentă de mică, mergeam singură la serviciu să fac inspecția mașinii sau... Dă-i seama, dacă nu aveam niciun ajutor, tata nu mai era, le știam pe toate astea și nu suportam să depinde cineva cu atât mai puțin să fiu în centru atenției. Nu mi-a plăcut. Da, aveam ceva de rezolvat, mergeam, făceam, rezolvam și mă întorceam. Nu dădeam nimănui, nu depindeam de nimeni, da. Da, într-adevăr, eram cu mama, dar ne înțelegeam noi două. Macar, tot la zici că vreau să lăsă la Bizdoua, ta zburând de ația tata în mână. Voi tot la Slavim Niheam Șorloa ei, Ianis George Bizdu. Ianis George Bizdu a înțeagă o poezie care s-a creamă data. Mama te-a dus pe lume, mama te-a dus la strălucit, cu hara o zi.
Să rămână puțin aici. Că zburăm de data română și de Nicloa ei. Voi să întreb așa. Tine vrei ca cele mai atâi să zburească armoneaște? Ciorul deja zburaște armoneaște și a și cu crescut să zburească armoneaște. Bine, eu și Mihai i-a zburăm cândoa și cândoa. Dar amită iar pe maisa, papsu, toți. Amită și chineaua la stată cu... Da, și mulțumim mari mergeani, mulțumim că te ocupi de copii. Sunt chiar mândră, mă simt mândră și onorată că este și al meu, face parte din Nicloa Armoneaște. Care aș vrea în urbană de aflu. Da, îi place și a lui. Îi place și a lui, da. E foarte important pentru comunitatea noastră să crească și ei și câți ani o să aibă și surțată cu armânie, zucă peste tot. Și vedea oa la noi, cum adunăm aceste lucruri bune, nebune, cum le adunăm cum putem, cum le adunăm frați cum putem. Și poate și Iana ta se pămânsa, dar zbucurinte de armânească și atâți lui. Dona, bine știu că tine cu Ianis vreți să cântați un cântec. Că ți-ai zis că ți-a făcut Harris e artistă. Da, mare îl provocă. Și Toran l-a întrebat pe el acasă. Mami, ți cânte cât îți place a ție? Da, ia microfonul de mine, mami. Ia microfonul. Și hai să vedem, să le spunem, să le cântăm un cântec. Cum am pregătit noi doi, na? Dacă vreți să ne acompaniați... Vă acompaniem să ne cântăm. Vă rugăm să ne acompaniați, că avem mare nevoie, na? Mi-aduc aminte când ușer de oara ți-a mușa ta, de oara ceva, dacă ți-aduci aminte când erai copil.
vreo pasiune, vreun hobby, o întâmplare, o... Când erai copil, dacă ți-aduci aminte de momente sau de lucruri pe care, știu, le visai, voiai să le faci? Ce mi-a marcat mie copilăria? Faptul că, virgulă, cu toate că nu aveam o hoară și tata știa treaba asta și mama, ne preferau să ne ducă foarte multe concedii și plecam cu ei peste tot în țară. Nu exista weekend în care noi să nu plecăm de acasă. Chit că era la o mănăstire, la munte, la mare, nu stăteam niciodată acasă și treaba asta m-a făcut să fiu eu cea de astăzi, familistă, convinsă, să țin cu familia, să respect familia, am învățat ce înseamnă integritatea morală, am fost învățată de mică și educată în spiritul ăsta, demnitatea, onoarea. Deci pe lângă faptul că ne plimbam și ne duceau peste tot, ne-am învățat și în spiritul acesta armonesc, să știm de arșinii, să... Treaba asta m-a marcat și încă mă marchează. Când văd un copil educat, îți dai seama că virgulă, crește inima în mine. Și e foarte important să învățăm pe cei mici de valorile morale. Da. Văd să că văd că ai un portul armonesc vechi. Da. Azi că mai s-a aflat așa mișor. Vreau să te atrebi dumneavoastră. Mulțumesc. Asta e Alimaie, Maia, din partea lui mamă, care era la Goglu. Ea este la Goglu, mărtatul, bine, papu nu mai este Dumnezeu să-l ierte. Și era de la Chileș. Da. Și cu costumul ăsta, ea s-a îmbrăcă în veastă. Era în veastă cu el. Dubla om de la Socoliu. Am mai multe acasă și da. Și am curaua, să știți că e mai nouă, că uchirul mai avea la încălbea. Lipsa și am dat vasneț, stomachidonie, ortogărție, da. Amiciu. Să-mi iau și eu. Să ai un armonească. Da. Păi ați realizat îl luăm în tetă de-a mea și nu mai am, dar a luat frumos, care știe, dada mea din casă. Ah, voi să întreb cu mult să nu. Așa ghine pătoara, ia să se iasă nou. Da, păi după ce îl băgăm noi fetele, ma tinere, l-o aducem a ei, dar mai are 88 de ani, are grijă și l-o duplăsește, plisit, natuții și le facă și le îndreaz, îl curăță. Deci nici ai pe cicior și nici ca ia să-i lucidă și ne îndreaz pe cât să-i curăță. 88. 88 de ani, da, sigur sănătoasă, pe cicior. Nu știu dacă este o întrebare mai mult o afirmație, deci văd că te simți legată de lumea armonească. Da, mi-e place foarte mult. Nu înseamnă că dacă ești armonte și simți uneori. Da, nu, îmi place, sunt necu armonii, îmi place să zburăsc cu armonia, știi. Îmi ia rihari cu suțata, cu... Și nipoatele mea, Elisuntul, ele la București, Suntul la Comunitatea Armiilor, acolo zi, joacă la Filisterul, da, la ansamblul Filisterul. Chiar mi-am bucur de toți copiii aceștia care sunt la ansamblul, fac parte din ansamblul Filisterul, ți mai iată ei holul și nici unul nu-i întâlnește fără. Dar bravo lor! Ce iubești cel mai mult la armonie? Ți vrei armonie n-ai mai mult? Tinie, probabil. Aici îmi place la ei, sunt uniți. În momente grele sunt un cu alantul. Și că respectă foarte mult aușii. Pentru că... Așteptați să-ți ai stilul da. De aușii. Da. Contează foarte mult. Știți cum e astea turcseane sau în alte părți, îi da de pate și îi arasă acolo. Deci tu când ziua și la spital lucrurile astea, cum îi aduc, îi aduți albo și îi arasă tu spital și nu vine ca să-i vea. Da. S-a greșit care e crescură, probabil, nu știu.
Dar nu a zburând de alanță, a zburând din noi, de ar mâini. Este trei lucruri. Nu-ți vedea și ceva. Indiferent cum fim noi, nimeni nu e perfect. Le avem toți pe a noastră și nu putem să anțilizăm. Și la modul general vorbesc că dacă ne-am concentrat mai mult pe noi și pe familiile noastre, nu ar exista răutatea pe pământ și nici măcar nu ne-am mai stresat și nu ne-am mai supărat și nu ne-am mai îmbolnăvit. Deci, eu îi sfătuiesc copituți să lasă în aparte supărările, indiferent din ce motivi sunt, că poate azi au o zi grea sau poate îi supără careva, să lasă în pace, să le ignoră și să-și vadă de vedă de taifă, de bana lor, să vă mai relaxați și ne bucurăm de bana asta, că nu se știe ce ți-a dus ziua din mâniui, că în cazul meu, ține se întâmplă de eu eram bună pe două picioare, vine din fracțiune de secunde, nici nu vă imaginați cum mi-a gândit și chiar simți și nu a închis ochii o secundă. Așa, stetinia rămânească, nu se află la, știu, la șanță, așa cum știu armănii ca să ștetinisească aușii, limba, taipa, frânarea și tot, așa este. De alihia. Tora voi să creăm Georgiana Beciu, Tora Himtoana, ea stiu ușa în afară și Georgiana Beciu, ană iubițească, un fragment de toamnă. Toamna. După veară vine toamna, căldura nu ia strica cea din viață. Toamna, nu duci în asculin, atunci ascopi și multă neale groați. Gâtunii, prunii, nuți și au. De prunii s-a dat rămagiune și de gâtunii s-a dat dulceană. Dulceana sfații ca mai bună când o aliza prea mai mult. Toamna, scop și curcubiatele care smâc fripte și caiate. Amana mai bună ia stipita de curcubiat. Nuț li băgăm pe divanul, dar susurcă. De auz s-a dat lui el, arichie și magiu. Toamna, tutu vecheta iasti copt, pistitut ca de bruma. Adărăm, ți-adărăm și tot la cele mele întâlnăm. Da, foarte frumos. Bravo, a hotiră să te vâsească. Să te vâsescă din cărță, fragmente, pe timp de toamnă, mă leam să fragmente de toamnă. Este mult împlinit ca copilul să ghivusească. Noi nu știam, noi nu aveam care să ne învearță aceste lucruri. Noi din cântiții. Am învințat dupureatele din cântiții și de ții îngrupseau alță. Ghivuseau, îngrupseau și noi vreau. Ții literă, ia să acop. Așa, este mult împlinit că poate să învețe corect îngrupsearea de armonioasă. Vreau să întreb doar că zburăm de dadi, zburăm de cinimean, cinimean, dadi și așa. Ce îți dorești cel mai mult pentru copiii tăi? Ți zici și mai devreme și ți mi se păru ania important de armonami și nu numai. Sibă respectoși, crească niște copii adulți, cu oameni responsabili, cu integritate morală, cu demnitate. Onoare, să nu lasă să afli în pari decât când e cazul știa și de atel mamării. Și îți dai seama că orice mamă îi doresc cu tot binele pentru ei. Ai susțin în orice domeniu, orice carieră de care vor ei s-o adară, bineînțeles, îndrumate și puțin, mai cât îi vrem noi, incident, dacă reușim. Dar dacă nu, nu este nicio problemă, m-am zbat să adară, nu știu, nu cred că ne-aș dora ceva cu care nu aș fi eu de acord. Asta e azi, vedem. Până la urmă, el singur va-și da seama.
când o să ajung adult responsabil și tata la fel, ce e bine și ce e rău. Că noi până când nu ne dăm cu capul și noi eram minți și tot la fel adram. Până când nu adram un lucru și nu adram ghinii, nu ne-am seama că părinții au dreptate. Și noi îi lăsăm să dăreți zbor până când voi dă seama că trebuie să tragi linie, probabil. Să sperăm că nu va fi cazul. Să sperăm că nu va fi cazul. Da, în general, părinții își doresc pentru copiii lor o viață mai ușoară. Și uneori, dorind o viață mai ușoară, pe motivul, știu eu, că ei nu ar fi avut-o sau că au fost privați de anumite lucruri, poate nu este cel mai bun lucru pe care să-l oferi copilului tău o viață ușoară, fără niciun fel de netele. De partea materială, da, și nici nu o să vorbesc eu despre asta. Și știu la ce te referi și da, nu sunt nici eu de acord, dar... În general, un părinte așa gândește și eu îmi doresc da, la fel. Și eu îmi doresc să-i ofer orice, dar cu limite și el trebuie să cunoască care este diferența dintre lucrurile acestea și că se obțin greu și numai prin muncă, nu așa cum bate prin farme și... Eu cred că dacă reușim să le insuflăm o demnitate și o educație sănătoasă, astfel încât, indiferent cât ai sau cât n-ai, tu să fii pe picioarele tale, exact cum îți spunea și ție tatăl tău, cred că ăsta este cel mai important lucru. Și mi-aduc aminte, ți-am dezvăluit din secretul întâlnirii viitoare, nu-l spun acum în public, cunoaștem oameni care au plecat de jos și mă pot referi chiar și la mama mea, de ce nu, și care și-au spus că dacă nu învață și dacă nu se pregătesc, nu pot ajunge oameni și unii au ajuns într-adevăr foarte sus pe linia aceasta. După aia au venit și celelalte satisfacții, știu eu să spun, financiare și de alte... Asta trebuie să și facem. Cât trăim, trebuie să evoluăm și, de ce nu, asta să-i îndrumăm și pe copiii noștri să ne depășească. Și numai pentru faptul că băiețelul tău vine la acest cerc, să spun, micul armonici, micul armonici, este un pas înainte către păstrarea valorilor și promovarea valorilor, mai ales că armânii în România și nu numai, nu beneficiază de un statut atât de clar care să le permită accesul atât de ușor și atunci ne facem singur lucrul acesta. Este bine că măcar avem această posibilitate. Ca să rămânem tot în sfera asta a copilăriei, aș invita-o pe Chira Elena Mergeane. Noi și marmuri ar mândivuri Chiro, mai putar mâini vasim deaua și glo. Noi limba noastră mai vârșim, nu duia și nici la vârf, de-a trei ții fug de anul pinduim. O leipau, eu voi sta-ntreb să par, cuprindu-ar mâna de acum mâna, și ciorii cându-se suseau pe frate, nu le cunoșteau. Dignica o seara mă și patru si voi bo-bo-bo-bo. Cumva nu chiar la lumină, atâta de mâine la urmă seara sunt în vârchiră, ții până ai te-ați decărat eu. Și mama de unde știi? Mama și bravo! Bravo, bravo! Din păcuiți, spre păcuiți! Adorăm, ți-adorăm și tot cu poezia, tot cu muzica, tot cu artist Suchim Peaua. Păi tot! Vă să întreb așa, zburând de mana ta, zburând de lucrul tău, de taifa ta, de fumea ta, de toți. Ama, ai văd talent. Mine te-au zăit o înregistrare, nu știu care, formația Pindu, la un anumită, cântai un cântec mult ușa și cântai mult ghin. Păi, doar mi-e pastorea era scântuit, cât ai de-aia. Lăs-te, v-am să-ți ieși din un cântec. Păi, nu mi-e pregătit.
Deci, păi, așa nepregătit, că ațele pregătite sunt o artificiale. Dacă vrei, cânti cu mine, cânti și cântați toți, că altfel eu nu cânt. Dar să știți zboarele. Păi orice, uite. Asta să mi cam. Zătinițe știi. Eu le știu pe toți. Aș un, zăi pe patronul după tine. Un trandafir e cam greu. Nu e greu. Nu e greu, și voi? Da. Și cântați și voi cu mine? Da. Bine, haideți, începem. Un trandafir crește la firida mea. Ți și-a plac în frunză lilișor, lungă iar calea până la bruda mea. Și-mi se pare că mai mor din dor, lungă iar calea până la bruda mea. Și-mi se pare că mai mor din dor. Yeah.
cuvinte să îmi felicit pe Călin și pe toți copiii. Iată ce frumos sună aceste melodii în limba românească și adresez această voce, este rezultatul unei munci. Unei munci, în spatele ei se află foarte multă muncă și nu mai talent. Călin, în afară că este premiat la școală, că nu mai știu câte olimpiade, la câte participă și alte activități extrașcolare, au și șac și el știe mai bine, s-a apucat și de muzică de la 4 ani, învață și instrument, este venit azi noapte, a venit din Macedonia de la festival și iată că ne mândrim cu el, că era cel mai mititel din grupa noastră și duce mai departe cu atâta mândrie și cu atâta pasiune tot ce înseamnă valoarea românească și îl rog pe Călin din suflet să nu se piardă pe drum și să nu fie niciodată rușine să cânte, chiar dacă va fi mai mare și va fi ca cavaler și alții o să se uite la el, știu cum o să se uite și așa, unde este păcat de această valoare și este păcat ca noștri copii să nu-și ducă mai departe valorile, exact cum spuneai tu ce iubești cel mai mult la rămân, respectul și valorile, sau respectul pentru valorile lor. Ei sunt un exemplu viu acum. Pentru că tot am vrut să duc această discuție în jurul mamei, armâne, mama și copilul, ne-am depărtat un pic de la subiect, dar ideile ne vin pe parcurs. Aș fi vrut, pentru că a fost acest moment muzical, aș fi vrut, ținând cont că nu a fost numai un moment tradițional, așa cum suntem obișnuiți când cântă armânii să cânte numai de dans, să o întreb pe doamna profesoară Floarea Galenic, cum a simțit ceea ce a transmis Călin, ceea ce a încercat tu să ne transmiți, și dacă poate să ne spună două vorbe și să știți că sunt mândră că am ținut acest interviu astăzi mai mult în limba română, pentru că este păcat ca și cei care nu cunosc limba românească să nu vadă și să nu înțeleagă aceste lucruri atât de frumoase despre română. Mă invit aici. Da, foarte greu să mulțumesc. Bună seara. Din respect pentru comunitatea dumneavoastră și din dragoste pentru dumneavoastră, pentru că sunt foarte răgușită. Deci e și emoția care lucrează, dar sunt foarte răgușită. Cred că este cel mai emoționant moment la care am fost vreodată. Cel mai adevărat, cel mai sincer, cel mai uman. Și sunteți un model. Iar dacă acest interviu va fi postat și oamenii îl vor vedea, se vor uita așa cum se uită la Neșu, de exemplu. Eu mă uit la el și mă uit la oamenii care au trecut prin momente foarte grele și care au găsit puterea să le depășească. Vorbeați la un moment dat de acei ani de după accident, care nu au fost ușori. Îi cunosc și eu. Mie mi-a murit fata la 35 de ani, mi-a murit în brațe. Și a fost cumplit. Au fost niște ani. Ani în care la fel. Medicamente, cu ajutorul celor din jur, cu dragostea, fetei pe care o mai aveam, cu dragostea nepoatei. Dar am depășit acel moment tocmai pentru că am avut oameni aproape, așa cum ați avut noastră, familia. Și în afară de asta, în fiecare om există o putere pe care și-o descoperă doar în momente de cumpănă. Dar trebuie să aibă acea înțelepciune mare de tot să-și o descopere și să-și o recunoască. Să aibă puterea de a nu ceda în acel moment, că dacă cedezi, te-ai distrus ca om. Foarte sus. Da. Am fost aproape să trec dincolo, spre rău. Nu multă lume și revine după aceste
Nu, dar să știți că există o putere pe care nu ți-o descoperi decât în asemenea momente. Acum, ca să spun un lucru personal. Eu sunt cunoscută în oraș pentru că eram cunoscută mai mult ca soția a profesorului Kalenic. Acum sunt cunoscută ca doamna profesorului. Și să știți că uneori chiar mă deranja puțin. Zic, dar de ce să fiu doar soția? Și eram catalogată drept o femeie răsfățată, firavă, ca după aceea oamenii să descopere în mine omul puternic și luptător. Da, exact. Deci, faptul că dumneavoastră ați găsit această putere și ați găsit-o în primul rând în familie, pentru că acolo cred că s-o căutăm, este un exemplu extraordinar și Corina, îndrăznesc să spun Corina, pentru că mi-ești dragă și te cunosc atâta timp, Corina a reușit să scoată din sufletul dumneavoastră exact lucrurile acelea esențiale pe care le-a străit. Deci nimic nu a fost fals, nimic nu a fost jucat, nimic, totul a fost adevărat. Și este un... s-a văzut. Și mă bucur enorm că v-am cunoscut. Mă bucur enorm că domnul Popescu m-a invitat la acest moment. Nu e prima oară când vin. Eu sunt prietena dumneavoastră. Domnul mă întreba cât înțeleg eu din ceea ce se vorbește. Spuneam că am 40% înțeleg. Deja cred că peste câteva momente voi înțelege mai mult. Vă apreciez foarte, foarte mult comunitatea. Vorbeați de valori. Niciodată să nu vă pierdeți aceste valori. Să luptați pentru ele. Sunteți foarte apreciați peste tot. Eu îi cunosc pe Arminan și de la bibliotecă, pentru că sunt prietenă cu Mariana și merg la toate evenimentele pe care le organizează la bibliotecă. O cunosc pe Corina de ani de zile și știu spectacolele pe care le organizează. Deci, mergeți înainte, sunteți tineri, trăiți-vă viața. Este un lucru extraordinar acesta pe care l-ați făcut astăzi. Și vă mulțumesc mult că v-ați invitat. Putere, putere. Poate veți avea și momente cum am avut eu. Și să vă spun așa ca o glumă. Am mai avut și momente acum în ultimii ani când am fost poate puțin mai prăbușită. Și mă întâlneam cu cineva și mă vedeam. Și poate ce aveți? Dumneavoastră care sunteți atât de puternică. Și spuneam, dar eu n-am voie să am și momente când să nu mai fiu atât de puternică. Nu, care om are momente în care vin imediat. Da. Nu, poate că eram eu în ziua aceea mea. Că... Deci, putere, iubire, să oferiți și să primiți. Să și da. Vă apreciez enorm pentru tot ce faceți. Și vă iubesc mult de tot. Mulțumesc. Eu mulțumesc mult. Sigur, nimic nu este întâmplător. Întâlnirea de astăzi este una cu totul specială, pentru că mai sunt câteva lucruri de spus și pentru că vreau să rămânem în sfera aceasta a mamei, aș vrea să-ți dedic și o melodie. Te rog. Este o melodie pe care vreau să ți-o dedic. Este o melodie în limba română, o melodie de muzică ușoară, care se numește Măicuța, care se referă la relația aceasta de suflet dintre mamă și copil, pe care mi-a făcut plăcere să o traduc sau să o adaptez în limba românească. În caz că nu uit cuvintele, voi încerca măcar ultimul refren să-l facă limba română, pentru că n-am cântat-o de, nu știu, cred, 20 de ani. Și... sper să-ți placă cuvintele și este special pentru tine. Siguranță. Thank you.
Ionia Duzi, Aelia Tăduzi, toată și-ți copii la mea. Casele ei voi ați iuci din vrea, descoani vrea, îți dai m-au făcta. Și scurgă zi tot, voi amonia zi tot, dar tine la data mea. Și scurgă zi tot, voi amonia zi tot, dar tine la data mea. Depinde ce-ți dorești. Alții poate își doresc lucruri materiale. Păi da, dar
nu astea sunt importante, așa nu am mai spus. Deci, acele le facem și o să le facem cu siguranță, cu ambiție și noroc, le facem. Dar asta doresc pentru mine, pentru familia mea, să fim alături unul de altul, să ne sprijinim la nevoie, să avem parte mai de bucurii în viață și să ne bucurăm de tot ce este mai frumos, indiferent că, nu știu, chiar și că plouă. De lucrurile mici. De lucrurile mici, da. Bucuria aceasta a lucrurilor mici. Să învățăm să ne bucurăm. Să învățăm să ne bucurăm, da. Da. Cam așa privesc eu lucrurile și am început să le privesc și așa vreau să văd viitorul și nu vreau să să intru iar în acea stare psihică pentru că am fost acolo și nu vreau să văd încețoșat. Vreau să văd frumoasă viața și asta doresc și pe viitor. Doresc să fim cu toții bine, din toate punctele de vedere și voi fi cea mai fericită, așa, pe viitor. Să aveți norocul și să vă ajute Dumnezeu ca la fel. Să reușiți să vă păstrați aceste valori. Să nu uitați că indiferent de ce ești înconjurat și orice ți se arată în viață, totul este trecător. Viața nu o să aibă niciodată două începuturi. Amintirile rămân. Viața nu o să aibă două începuturi, o să aibă doar o continuare. Vreau să te întreb acum așa, dacă ar fi să te afli în fața unui public, să spunem, pe o scenă, cu un public numeros sau în fața micilor ecrane sau nu neapărat, sau numai în fața noastră. Ce ai dori să transmiți celor din fața ta care au venit astăzi pentru tine aici? Nu mă refer la mulțumiri. Măcar două, trei cuvinte, pentru că văd că știi să punctezi niște lucruri. Ce le-ai dori? Ce sfat ne-ar da nouă să la Bizdu? N-am pus să nu le mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Sfatul meu, cred că pe parcursul interviului am tot dat sfaturi, dar cine sunt eu? Eu sunt prea mică pentru a le da lor sfaturi. În sală sunt persoane mult mai mari decât mine. Da, nu e vorba de nici sfaturi de urmat neapărat. Un gând. Un gând bun să fie gând armonesc. Cum se transmit gândurile la noi, la rămâni? Minduieri. Mai bucurii, ghineață. Ce pot să vă transmit decât multă sănătate? Sfatul meu este să vă bucurați de toți cei care vă înconjoară și de familie, în primul rând. Să-i aveți alături și să-i ajutați cum puteți voi și știți cel mai bine și să fiți fericiți, pentru că fericirea este o stare de spirit și fericirea vine din interior și o și puteți transmite mai departe cu lucruri pozitive. Da, exact. Și încarci pe ceilalți pozitiv dacă tu ești pozitiv. Adică nu înseamnă că ești lișoară sau te lișurezi. Nu. E o stare de spirit fericirea și deci să nu fim fericiți. Pe care o avem toți la îndemână, da, dar nu știm să le bucurăm de ea. Da. Dacă un om zâmbește sau chiar și în fața necazurilor, nu avem ce face. Trebuie să mergem mai departe, cu capul sus, da, ne luăm un moment, ne revenim, avem dreptul acesta să cădem psihic, să nu ne ridicăm din pat o zi, două, dar după care trebuie să o luăm de la capăt, pentru că viața e o luptă. Trebuie să mergem mai departe. Nu avem ce face. Și de ce să privim în urmă? Nu, privim doar înainte. Și este mai bine să credem că viața este o luptă și să nu ajungem în situația în care să simțim asta pe pielea noastră, ca să dăm dreptate celui care ne-a sfătuit la acel moment să avem grijă. Da. Și exact cum spune de bătrâni. Da. Cum bătrâni ești ar dori să fie sănătate, așa? Păi normal, nimeni nu dorește să fie o victimă. Și vreau să adaug ceva, pentru că am trecut prin asta și vreau să mă sfătuiesc, pentru că am și o vârstă.
să nu vă luați după oameni. Pentru că la un moment dat, despre mine, de exemplu, s-a spus că mi-am revenit cam repede. Oamenii sunt uneori răi, se iau după anumite aparențe. Să nu vă luați după răutățile oamenilor. Să credeți în dumneavoastră și mai ales în familia dumneavoastră și în puterea dumneavoastră. Pentru că uneori, fiind cu replici răutăcioase, și poate că ați trecut prin asta, să nu țineți niciodată cont de el. Asta vreau să dau, pentru că au fost niște momente când asta nu s-a spus, a Doamna și-a revenit cam repede. Dacă ești demn, dacă trăiești în demnitate și dacă ești pe stradă, atunci când poți să ieși cu fruntea sus, să nu te plângi în fața oamenilor, pentru că nu e normal, înseamnă că ești un om demn, înseamnă că ești un om inteligent, nu înseamnă că faci teatru. Sigur, asta vă doresc. Vă mulțumim din suflet. Dacă cineva dorește să adreseze un cuvânt, să spună ceva pentru Stella Bizdu. Noi vrem să-i prestăsim al Stella. Să-i prestăsim al Stella, fi tot lucrul care l-a dat. De aceea că inii dai mai din mintea noastră. Și oamenii referă multul la acele postări pe social media, pe pagini de Instagram, pe pagini de Facebook, pe care a scoate, tu care a scoate tu mintani, lucrii niți din bara ei, din mii din niți din bană, care sunt un urneche de tuța lanță, ți-mi întrescu. Tuța lanță, de dură la tine cum mâneți bana, altfel, după criparea ți-o avuși, a început și un altă bană. Și voi zic că șfitica mea de multe ori arăt cadurii cu tine și știi țipățâși, știi cum tricuși pe lucrurile astea. Și de-asea zic că e un urneche de toți, nu mai știu noi tineri, ți-mi un pic de Instagram, de tot la olu. Te felicit, Stella, și t-ai fata mult de chinez și cu Marie Harau să vânez să îmi șea ta bană. E tot care am șea de oameni. Da, lasă-i să ridicați bani. Închiră. Da, cum-i tare? Să-ți iubești copiii și să fii sănătoasă. Stella, noi mult înnumărim cu tine, că chiar noastră te plângea. Sicara Bănaș București, chiar noastră te plângea. Și voi să ieși în iau de mintea noastră, să grăsusim că vine și ați la oa. Să te vedă Dumnezeu așa moșată cum hi, că hi mult moșată, de înțeană până în pade, hi, hi. A este iată moșuteața. Așa îți vede moșuteața rămânească, așa este dada armână. Mine, Corina, Elena, Badea, pot să zic că de voi te-ați ții. Și mi-e hărsesc cu multul când ați lași aici de mie. Mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar nu mi-a știut am să fiu invitat. Mi-e bucur mult că mi-e invitat. Aveam o surpriză de tine și care a scos zine cu noi la această surpriză, care a spus să mă trimniheam. Thank you.
Să ne vedem.